Bună seara și bine ați venit! Preacucește Părinte Vicar Patriarhal, Preacucește Părinte Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, domnule viceprimar, distinși reprezentanți ai primăriei sector 2, iubiți credincioși, evenimentul din seara aceasta este o continuare a celui început în seara precedentă și ambele sunt organizate în cadrul proiectului de educație cultural-religioasă sub semnul Sfintei Cruci, Seri Culturale la Parohia Măricuța, aprobat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Proiectul aparține Primăriei Capitalei, inițiat de domnul viceprimar Cristian Popescu, care a susținut acest proiect și sper să ne susține în continuare, să fie un început. Mulțumim Primăriei Capitalei, mulțumim domnului viceprimar, mulțumim Centrului Cultural Mihai Eminescu, cu care colaborăm, mulțumim Protoieriei Sector 2 Capitală, care ne susține în derularea acestui proiect. În seara aceasta vom avea plăcerea să audiem corul Catedralei Patriarhale Tronos, condus de Părintele Arhidiacon Mihai Buc. Cu bunăvoința dumneavoastră, vă rog să spunem câteva lucruri despre acest tron, acest cor. Grupul Saltic Tronos a fost înființat în anul 1997 la inițiativa Părintelui Arhidiacon Mihai Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale din București, și este format în special din tineri teologi pasionați de muzică saltică, de tradiție bizantină. Grupul Tronos este unul dintre cele mai apreciate coruri din România, fiind implicat în dezvoltarea și promovarea muzicii bizantine pe teritoriul țării noastre. Sub conducerea dirijorului și a fondatorului său, a susținut concerte pe multe scene muzicale, în catedrale, în biserici, din țară și străinătate. Numele de Tronos a fost dat grupului de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în anul 2007. Astfel, corul Tronos s-a format la strana Catedralei Patriarhale în jurul Părintelui Protopsalt Mihai Bucă. Sfintele slujbe, participările la diverse evenimente bisericești, concertele, repetițiile numeroase, imprimările audio au fost prilejul pentru membrii grupului să descopere și să aprofundeze tot mai mult cântarea saltică, muzica de tradiție a Bisericii Ortodoxe. Toate aceste eforturi au condus deja la o emulație în rândul altor tineri și grupuri de muzică saltică din țară. De aceea, se poate spune că, prin activitatea sa diversă, grupul Saltic Tronos a avut o contribuție însemnată la perpetuarea tradiției muzicale bisericești românești. Pentru membrii corului Tronos, atenția pentru acuratețea interpretării partiturilor este dublată de dragostea și respectul pe care cu toții le au față de mesajul textului liturgic, arătând astfel că melodia slujește cuvântului și rugăciunii. Mai ales în ultimii ani, grupul de salți al Catedralei Patriarhale a susținut numeroase concerte de muzică bizantină în țară și în străinătate și a imprimat mai multe compact discuri, ajungând astfel cunoscut în țară cât și în afara ei. Grupul Saltic Tronos a primit ordinul Sanctus Stephanus Magnus din partea Preafericitului Părinte Daniel în anul 2013, luna decembrie, pentru întreaga activitate desfășurată de-a lungul timpului.
înălțat al Catedralei Patriarhale din București din anul 1997, Părintele Arhidiacon Mihai Bucă, copilul de altă dată al Mălcuței, cum îi place să se considere, este fondatorul și ziditorul corului Tronos. Pasiunea pentru muzică bisericească de sorginte bizantină, împletită cu strădania continuă pentru o mai bună cunoaștere a tainelor acesteia, l-a făcut pe Părintele Mihail un interpret fidel al muzicii saltice, preocupat și de transmiterea nealterată a tradiției muzicale bisericești românești. Aceste preocupări au fost împărtășite cu multă generozitate și salților din jurul său, cărora le-a insuflat aceeași dragoste pentru cântul saltic. Muzica sa însă nu este o simplă reproducere a vechilor melodii și partituri din manuscrise, la care de altfel recurge adeseori, ci mai curând o actualizare a acestora, ceea ce este deopotrivă un demers de recuperare și revalificare a unei tradiții muzicale anterioare, cât și un act muzical creativ. De altfel, se poate spune că Sfinția sa recompune muzica pe care o interpretează, mergând dincolo de textul muzical către un nivel mai profund, acolo de unde izvorește melodia, pe care o redă apoi într-un duh de libertate, adaptând sau înălțând poate anumite detalii, fidel însă la modul extrem duhului melodiei. De aceea, o cântare chiar binecunoscută, mai deosebită sau mai simplă, va suna din gura sa ca nouă, vie, fastuoasă, departe de orice rutină și orice stereotipie. Acum vreau să vă prezint programul. Constă în cântări de muzice, de cântări saltice bizantine și cântări patriotice în cinstea eroilor și a martirilor, în număr de 11. Cu bunăvoința dumneavoastră le voi enunța. Prima cântare este Sfinte Dumnezeule, Tisagion, glasul 1, de Ioan Palasis. Urmează cântarea noua din Paraclisul Sfinților Martiri Brâncoveni. Mărturisiți-vă Domnului, Polieleu, Aghioritic, glasul 5. Irmos, urechi au, stih calofonic, din Polieleul Robii Domnului, melodie de Balasie preotul și Teri Ren de Petru Lampadarie. Nu va lipsi balada Brâncovenilor, ca o continuare a piesei de teatru de aseară. Urmează Avem o țară, versuri Radu Gir, muzica Mănăstirea Diaconești. Imnul eroilor, muzica Ionel G. Brătianu, versuri Ion Dormidon. Nu plânge Maică Românie, versuri găsite în ranița unui soldat căzut în Carpații de Curbură în 1918, muzica preot Cristian Alexandru. Crezul, versuri Radu Gir, muzica același preot Cristian Alexandru. Treceți batalioane, cântec patriotic din timpul războiului mondial din 1914-1918. Și drum bun, drum bun, cântec patriotic din timpul războiului de independență al României 1877-1878, versuri Vasile Alexandri. De asemenea, ne vom bucura de momente poetice susținute de actorul Silviu Biriș, actor la Teatrul Național și teolog în anul 3, care desfășoară o frumoasă activitate pastorală. Vă mulțumim și vă urăm audiție plăcută!
Văzut și de cei văzuți, e
greșeală de la stăpânul dăruirilor. Primiți viitorul mucenicia voastră, slăviți-lor muruna veșnică va făcut-o. Gara să vârșim vitejilor, mucenicește și credința ținându-o. Mucenicilor, celor de murmuri covenilor, ați urmat și bărbăției acelora, cu care mântuire de la stăpânul mijlociți-ne. Maicii prea curate, cinstindu-i adormirea, prin povedea sfârșată, cu ea la cer se mută. Celor ce-i curând sfinților, după dreptate vă cinstim pătimirile, pomenindu-ne Mântuitorului pururea, izvăbire din toate nevoile și râvnă către dânsul și sănătate dăruiți-ne. Aleluia, celui ce a făcut lumină.
trecut pe Israel prin mijlocul ei. Aleluia! Dă-mi este mila lui. Aleluia! Și a răsturnat pe Farao și puterea lui în mare roșie.
Și te rog,
Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de clon, țara mea de dor, brațele nervoase, arme de tărie, la trecutul ți mare, mare viitor, iarbă vin un cupe, spume de bocalul, dacă fiți mândri, astele nutresc, căci rămâne stâncă, deși moare valul, dulce mine, asta ți-o doresc, vis de răzbunare negru ca mormântul, spata ta de sânge, dușman, fumegând și deasupra idrei, fluture cuvântul, visul tău de glorii falnic triumfând, spune lumii large, steaguri tricoloare, spună ce-i poporul mare, românesc! Când s-aprinde sacru candida-i vânvoare, dulce Românie, asta ți-o doresc. Îngerul iubirii, îngerul de pace, pe altarul vestei, tainic sunzând, și pe Marte în glorii să pălească în face, când cu lampa-i zboară lumea luminând, el pe sânuți vergi în iute să coboare, guste fericirea raiului ceresc, tu îl strânge în brațe, tu, îi faltare, dulce Românie, asta ți-o doresc. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, tânără mireasă, mama cu amor, tăi trăiască numai în frăție, ca nopții stele, ca zilei zori, viață în vecie, glorii, bucurie, fală și mândrie, suflet românesc, vis de vitejie, fală și mândrie, dulce.
pace românii. Asta ți-o doresc! Pe genunchii mei ședea, vei vom fi singuri, singurei. Iar în păr, înfiorate, o să-ți cadă flori. Vom visa un vis ferice, când în ane vor cumplind singurate ce izvoare, dulcea batere de vânt. Adormind de armonia, codrului bătut de gânduri, flori de tine deasupra noastră o să cadă. Toamna glasă de afrul zișului veșter, pe când cu zgomot cade zboară într-una, alunece luna prin vârful lungi de brad, pătrunză talanga al serii rece vânt, deasupra întâiul sfânt se scuture creanga. Nu mai fi pribeag de atunci înainte, mortoieni cu drag aducerea minte. Lucefer ce răsară în umbră de cechi, fiind un prieten, o să zâmbească iar. Vageme de pate al mării aspru cânt, deci eu voi fi pământ. La steaua care a răs-
sărit o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ajungă, dar poate de mult s-a stins în drum de pătări albastre, iar raza ei abia acum lucii pe delii noastre, icoana stelei ce-a murit încet pe cer se suie, ca pe când nu s-a zărit. Azi o vedem și noi tot astfel, când al nostru dor pieri noaptea dângă, lumina crudului amor ne urmărește încă. Dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile valurile? Dintre păsări călătoare ce străbat pământurile, câte o să le nece oare valurile vânturile? De-i goni, fie norocul, fie idealul. Te urmează în tot locul vânturile, valurile. Neînțeles, rămâne gândul ce-ți străbate cânturile, zboară veșnic prin gândul valurile. Charlie!
Adevăr e că ai gândit în a nu fi mazilit, să ne-ți farți a ta domnie de a noastră împărățire. Că de mult ce ești avut, bani de aur ai bătut, fără-ți fi de mine teamă, fără vrea. Prin povreanul greu oftat
și cu lacrimi mânta. Inima ei se desfica, pe copii se arunca, îi făcea, îi săruta și turbând la voi striga. Alele, tâhan, pădân, ale-i voi, feciori de câini, patru fii eu am avut pe toți patru. Și azi de
gol chema să frângă posul, va răsturna și dracul de pământ. Avem pe Brâncoveanu pildă tare, că pruncii lui sub sabii au căzut. Ar să păzească fără de schimbare credința dreaptă în care s-a născut. Avem Ardealul Sfânt, Pământul Răsignirii, cu Domnul Sfânt de cade cel viclean. Avem ierarhii sfinți, pe Iancu și martirii, de Horea tras pe roată pentru neam. Azi iarăși au suit vrăjmașii tăi pe cruce, Ardeal cu trei culori împodobit, sfint deasupra vina ta cu sânge, aceea că Ortodoxia iubit. Avem un rai de sfinți, suntem distanți la moarte și aruncați în groapă neștiuți. Dar astăzi în pământul la o parte ești moaște sfinte, zeghe grade de ținut. E jertfa lor de veacuri mărturia ce strigă din morminte până la noi, să apărăm curând Ortodoxia și acest pământ de sfinți și de eroi. Să apărăm curând Ortodoxia și acest pământ de sfinți și de patria, patria ne-a fost pământul unde ne-au trăit strămoșii, cei ce te-au bătut pe tine, Baiazid de la Robine, și la neașlof te făcură fără dinți, Sinane în gură, și punând dușmanii în juguri, ei au frământat sub pluguri sângele umbrăvii roșii. Asta-i patria străbună, unde au vitejit strămoșii. Patria. Patria. Ne-e pământul celor ce suntem în viață, cei ce ne iubim frățește. Ne dăm în mâna românește. Numai noi cu același nume, numai noi, români în lume, toți cu aceeași soartă dată, suspinând cu toți deodată și având toți o bucurie. Asta e patria română și ea sfântă să ne fie. Ne-o fi pământul unde ne-or trăi nepoții, într-o mândră Românie, de-o vrea cerul în vecine, s-or lupta să ne păzească limba, legea românească și să facă tot mai mare tot ce românismul are. Asta-i patria cea dragă și dăm patriei române inima și viața întreagă. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Ziditorul, dar mai cred și neamul meu, înrudit cu Domnul. Cred în sfinți, dar și voinici. Cred în flori și în cremeni, deci tăcuții mucenici și haiducii zgemeni. Dar mai cred că într-o zi, aspru din furtună, neamul meu se va
va trezi cu securea în mână. Și atunci ierte cel de sus liftele spurcate, căci prin sânge și prin fier mi-am croit dreptate. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl ziditorul, ce-am frățit în neamul meu, Sfântul crez cu dorul. Părinți, pe pământ, nu-n gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând, că am fost, n-am fost, orică suntem cu minți. Astăzi îmbătrânind, ne dor de părinți. Ce părinți? Ce părinți? Niște oameni ce nu mai au loc de atâtea nevoi și de atât nenoroc, niște cruci, încă vii, respirând, tot mai greu sunt părinții aceștia ce oftează mereu. Ce părinți? Niște oameni acolo și ei care știu dureros ce e suta de lei după actele lor, doar fi tineri sau nu contează deloc, e albiră de dor să le fie copilul cu o treaptă mai domn, că de chin impus. Și ce chin, ne somn. Chiar și acum când scriu, ca și când aș urla, eu îi știu și îi simt pătimit undeva, ne amintim și de ei după lungi săptămâni. Fii bătrâni ce suntem cu părinții bătrâni, dacă lemne și-au luat, dacă oasele dor, dacă nu au murit triști în casele lor, între noi și copii și părinți e o prăsină de câini și e umbra de plumb a preazilnicei pâini. Cine are părinți pe pământ, nu-n gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând, că din toate ce sunt, cel mai greu e să fii nu copil de părinți, ci părinte de fii. Ochii lumii plângând, lacrimi multe s-au plâns, însă pentru potop încă nu-i de ajuns. Mai avem noi părinți? Mai au gânși și copii pe pământul de cruci? Numai om să nu fii umiliți de nevoi și cu capul plecat într-un biet orășel, într-o zare de sat. Mai așteaptă și acum semne de la strămoși sau scrisori de la fii, cum că ar fi norocoși și ca niște stafii ies la rare la porți, despre noi povestind ca de moșilor morți. Cine are părinți, încă nu e pierdut. Cine are părinți, are încă trecut. Ne-au făcut, ne-au crescut, ne-au adus până aici, unde avem și noi înșine noștri copii. Că nervanți pot părea, când n-ai ce să-i mai rogi și în genere sunt și înțelpi să rogi. Ba nu văd, ba n-aud, ba fac pașii prea mici, ba ai nevoie prea mult. Să le spui, să explici, cocoșați, cocârjați într-un ritm internal, te întreabă de știi de vreun șef de spital. Nu e așa că te apucă o milă de tot. Mai cu seamă de faptul că ei nu mai pot. Că povară îi simți. Și știu că e așa. Și se uită la tine ca și când te-a rugat. Mai avem. Scurtă vreme de dus pe conștiință povara acestui apus. Pe urmă
împărăținia cei ce au. Și nu au, și le cer. Iar când vom începe și noi a simți că povară suntem pentru aniștii copii și abia într-un trist și departe târziu, când vom ști disperați, vezi ce azi nu se știu, vom pricepe de ce fi uită curând și nu văd niciun ochi de pe lume plângând și de ce încă nu e potop pe cuprins, deși plouă mereu, deși pururea nins, deși lumea în care părinți am ajuns, dovecie mereu zguduită de plâns. Și le spune surdul.
dezvăliți tot adevărul și le spuneți tuturor cum murire frații noștri pentru neam și țara lor. Dezvăliți tot adevărul și le spuneți și aș vrea să vă mărturisesc că dragostea pentru poezie a venit
în timp. E un moment de mărturisire. De fapt, asta și facem de fiecare dată când întâlnim unii cu alții, ne mărturisim unii altora. Și pentru că știm foarte bine că totul ce înseamnă frumusețe, sau și ce înseamnă frumusețe este Dumnezeu și că tot ce este frumos a început din zborul bisericii, am să vă spun că și la mine tot așa s-a întâmplat din acea biserică pe care o numeam școală, ca să spun, îți înseamnă așa ocrupiți, de către profesori și într-o zi diriginta noastră ne-a spus, chiar vă invit să citiți copiilor sau citiți dumneavoastră de șapul copiilor, dacă se pare pe dragură poezia, de Abați Ascunzi, al lui Tudor Arghezi. O știți? Chiar vă rog frumos să... Părintele Valerian, fostul actor Dragoș, mi-a recomandat, să vă recomand, la rândul meu, lui, nu știu, să citim poezie, să vă apropiați din nou de poezie, de Coșbun, de Arghezi, Eminescu, poezie. Și mi-a citit, aveam 16-17 ani și noi ca adolescenții ne alintam pe acolo, nu acum și ne adresăm. Și poezia aia ne-a mișcat pe toți, pe mine cel puțin, mă uitam așa la doamna dirigintă, o vedeam parcă pentru prima dată. Și o citea, eu v-am spus aceste minunate capodopere din scene și Coșbuc și Gir și Păunescu, le-am recitat ca un actor. Ea le-a spus ca un intelectual. Și am deosebită plăcere să-i mulțumesc în fața dumneavoastră, pentru că ne cultivăm prin amabilitatea părintelui Mihail Bucă, o lungă prietenie și ne redescoperim în sânul bisericii. Este minunat după atâția ani pe un profesor extraordinar. Profesor în cadrul Colegiului Național Mihai Viteazul în București, e alături de noi, o invit să se ridice, să o aplaudăm cu căldură, așa ca pe un dascăl extraordinar, Codina Săpulescu! Vreme trece, vreme vine, toate sunt vechi și nouă toate. Da, ce rău și ce e bine, tu te întreabă și s-o poate, nu spera și nu ai teamă. Ceva cavalul trece, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte. În auz ne sună multe, cine ține minte toate, cine a stat să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine, în buzdomul te deșarte. Vreme trece, vreme vine. Nici în tine ai limbă rece acum până a gândirii, înspre clipa ce se schimbă pentru masca fericirii, ci din moartea ei se naște și o clipă ține poate. Pentru cine o cunoaște? Toate-s vechi și nouă toate. Privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui, joace unul și pe patru, totuși tu ghici de chipui și de plânge, de se ceartă, tu în colț petreci în tine și înțelegi din alorată. Ce rău și ce bine. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe. Vede în capăt începutul cine știe să le învețe. Tot ce a fost, ori o să fie în prezent, le avem pe toate. Dar de-a lor zădărnicie te întreabă și s-o poate. Deci acelorași mișloace se supun câte există și de mii de ani încoace. Lumea-i veselă și tristă. Alte măști, aceeași scenă, alte guri, aceeași gamă, amăgit atât de adese, nu spera. Și nu ai teamă. Nu spera când vezi mișeila izbândă făcând punte,
Și ori întrece nătărâi chiar de-i fi cu stea în frunte de amânai, că tavor iarăși între dânsii se plece, nu te prinde lor tovarăși. Ce e val? Cavalul trece. Cu un cântec de sirenă, lumea întinde luci și merge, ca să schimbe actorii în scenă, te cuprinde în vârteje. Tu, pe alături de strecoară, din cărarea ta de afară, nu băga nici chiar de seamă, de te îndeamnă, de te cheamă, de te ating, să feri înlături, de gules, să taci, din gura. Ce mai vrei cu atale sfaturi, dacă știi a lor măsură, zică toți ce vor să zică, treacă în lume cine o trece, ca să nu îndrăgești nimică. Tu rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece. De te neamnă, de te cheamă, ce val cavalul trece, nu spera și nu-l teamă, te întreabă și s-o poate, ce e rău și ce e bine. Toate trec și nouă. Vreme. Vreme. Ce-s la talii oameni români de carpații în larme cu frunze și flori? Ne-așteaptă-i stânga, ne-așteaptă și frații cu inima la trecători. Ne-așteaptă-i stânga, ne-așteaptă și frații cu inima la trecători. Ardealul, ardealul, ardealul de cam, că deja e nu. Părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Să rugăți copiile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Înainte, înainte, spre Marea Unire, potarul ne trec să-ți zorim. Să trecem carpații, ne trebuie ardealul, ar fi să ne îngropăm de vin. Să trecem Carpații, ne trebuie ardealul, practic să ne îngropăm de vin. Cu sămii făcură mânirea divinii, spre Alba cu toții mergeam. Toți oamenii țării semnau întregirea, voința întregului neam. Toți oamenii țării semnau întregirea, voința întregului. Cu toții eram regimente române, Moldova, Muntenia, Ardeal. Firească unire cu patria mamă, ne-a fost ce mai sunt ideal. Firească unire cu patria mamă, ne-a fost ce mai sunt ideal. Încerc batalioane române, Cărbați, Thank you.
Este vremea mărturisirilor și ca să ne despărțim într-o stare de spirit oarecum amuzantă, aș vrea să vă fac și o confesiune cu permisiunea părintelui arhidiacon. Ne permitem că este acasă și lucrurile, în fine, vă rămâne aici, între noi. Aș vrea să vă spun cum și-a descoperit vocația. Era la liceul de chimie. Tatăl dumnealui, împreună cu tânărul Mihail, frecventa Biserica Mărcuța. Aici aveam doi cântăreți buni, teologi, notiști, care cântau foarte bine. Și tatăl dumnealui, a cărei văce o moștenește, părintele Mihail, cânta foarte bine și a oprit ca tot ce se putea după ureche, cum spunem noi teologii, cânta foarte bine. Însă, după ce a parcurs un an la liceul de chimie, așa vin în vacanță, îl întreabă unul din cântăreți, ce faci voi, Mihăiță, cum? Și tatăl, păi ce să facă, vine că și nu-i place, e la liceul de chimie acum. Păi, n-ai vrea să mergi tu la școala de cântăreți? S-a deschis acum școala de cântăreți la Seminarul Teologic. Ce zici? Păi, da, să zic, bun. Și atunci a venit la părintele Oareșescu, parocul parohiei Mărcuța, și îi spune această doleanță.
Bine, hai să încercăm. Vine la seminar, acolo era director Părintele Corotelu, cu care își permitea Părinte Roșescu, se cunoșteau, era acolo, și spune, păi ce-i cu tine, mă, Ioane? Uite, am venit și eu, am un băiat. Când, mă, păi, a început de 3 zile examenul. S-au făcut înscrierile, vista medicală, acum era proba de muzică. Hai, mă, te rog frumos, băi, tu nu înțelegi, ai fost tu secretar, cu secretarul facultății, știi ce înseamnă, cum să te... Păi, hai, mă, că vin cu dosarul, băi, nu se poate cu dosarul, te rog să mă înțelegi. Băi, uite, care e, hai să facem un pact așa. Bagă-l un pic să vezi dacă se descurcă și vine la anul, dar să știi băiatul dacă așteaptă sau nu. Și l-a strecurat acolo și repede, acolo a forțat Părintele Ioan. În fine, s-a văzut în fața comisiei, era Părintele Frangora, știți, un profesor foarte riguros, așa, la muzică. Sau ce? Vela, da? Vela. Trage și el un biet acolo, toate trei cântări pe care l-a cântat, excepțional. Și a învățat să-i după ureche, avea ureche, cum să spune. Și frumos, a impresionat comisia și voce și... Și a frumos o întâmplare, că i-a mai dat ceva. Și atunci Mihăiță zice cu tupeu și ce vrea să mai cânt. Nu e suficient, gata, și fuga. Băi, Ioan, știi că e bătă repede, fă dosarul, nu știu ce. Și a început pe urmă să facă dosarul, să facă vista dedicare și toate celelalte. Deci vreau să vă spun, iată cum își descoperă un om vocația, se putea pierde într-un domeniu arhivie, dar științific, care nu avea nicio tangență. Da. Părinte, Paluca, dă din casă. Nu rămâne între noi, suntem mai casă. Suntem într-o zi. Da, să rămână, vă mulțumesc foarte mult. Așa a fost viața mea, istoria mea, nu te-am plăcea să învăț. Nu ca orice copil. Poate n-am fost îndrumat. Bine, poate mă întreba la profesor acum și destul de mine. Și am un copil mai zbenguitor, așa, mă zbenguiam cam mult, jucam fotbal, n-aveam altceva în gând. Și Dumnezeu, atunci când vrea, te trage de uritice și te duce unde vrei. Chiar dacă tu nici nu, Dumnezeu știe unde te trimite, pentru că Dumnezeu știe locul fiecăruia. Cum spune și Pavel, mai toți sunt apostoli, mai toți sunt proroci, mai toți sunt învățători. În asta fiecare are vocația lui. Unul știe să cânte, altul știe să joace fotbal, altul știe să facă lucruri mari, altul știe să conducă. Lucrurile sunt diferite, dar le sunt împărțite. Și așa a fost istoria mea în această biserică, unde tatăl meu m-a închinat, să spunem așa, acestor ziduri vechi și mi-a insuflat dragostea lui pentru muzică. Niciodată nu era mulțumit de mine. Îmi spunea, cântă-mă! Și nu îmi chinam deloc. Și eram trist așa, într-un fel. Încercam să mergeam pe la mănăstirea Cernica, vădam alte mănăstiri, vădam alte ducuri, alte stiluri. Atunci se cânta o cântare mai omofonă, cum știe și Părintele Vicar, care mi-a fost profesor de altfel și ne învăța foarte mult în școală. Și măi, cântărețul face foarte mult. Cântărețul ține acest cult. Cântărețul, un cântăreț bun școlist, știe să aducă lumea după el. Știe să cheme lumea. Nu știam ce înseamnă la vremea aceea. Și aprofundând, m-am lăsat pur și simplu ca o barcă care merge. Că noi asta suntem în viață, suntem ca niște bărci care mergem și plutim. Nu știm unde ne duce barca sau vântul sau curentul. Și ajungem într-un liman. Pentru că fiecare liman își are limanul lui. Cum a spus și domnul Biriș, vremea trece. Vremea vine, cum face domnul. Am prins și o vremurile mele. Dumnezeu m-a ajutat din aceste ziduri. Am cred că am găsit și o fată din Bavarhie, care stă la câteva ziduri de distanță. Soția mea, care mi-a dăruit 5 copilași. Dumnezeu m-a binecuvântat. A fost greu și cu tinerețea, pentru că îmi trebuia să umblu foarte mult prin țară, să aduc oamenii în jurul meu, să lucrez cu acești oameni. Sunt categorii de oameni și mai vechi care au plecat, sunt diferite parohii și mereu trebuie să te reinventezi. Deci dacă vrei să meargă ceva în viață, trebuie să te reinventezi. Să nu faci în fișa apostolului. Dacă faci în fișa apostolului, rămâi în fișa apostolului, nu faci nimic. E niște bani și gata.
trebuie să lucrezi mereu, să perpetuezi ceva, să lucrezi cu oamenii, să dăruiești ceva din eul tău, în orice domeniu, nu numai în muzică. Dar aici este nevoie de spiritualitate. Noi avem nevoie de... Noi trebuie să transmitem spiritual, noi trebuie să transmitem din noi înșine. E cea mai pură artă, să transmit din tine. Cea mai pură artă. Și atunci când transmiți din tine, te descarci de dragoste, dar o primești văzându-l pe cel care primește la rândul lui. Și asta a fost istoria mea pentru aceste ziduri. Îi mulțumesc tatălui meu care m-a părăsit. Mă rog pentru el. Nu pot să mă rog cât trebuie să mă rog, pentru că suntem mici. Dumnezeu trebuie să pună la noi în inimă dragostea aceea care trebuie. Cine are părinți? Pe pământ. Pe pământ, nu în gând. Bucurați-vă de ei câte aveți în viață. La mine unul s-a dus. Mai am o mamă și doi părinți de la soție. Bucurați-vă de părinți, pentru că și noi vom trăi ce au trăit ei. Eu trăiesc pe pielea mea văzându-l pe cel mare, care totuși intri în niște stări cu el. Fiind mai mare, ajungi să te mai documentezi în cele ale copilăriei. Și atunci am trecut aceste ziduri. Aceste ziduri m-au ajutat. Aceste ziduri mi-au dat un viitor, o stare. Am cunoscut oameni frumoși, i-am în față. Am cunoscut foarte mulți oameni frumoși. Am cunoscut foarte mulți oameni importanți. Și mi-am dat seama cât de mult face muzica în biserică. Și a rămas pe latura muzicală în biserică. Și le doresc cu toată dragostea mea celor din Gorul Tulos, care aici sunt decât o mică parte. Acum, măsoară cam 70 de psalți. Iar atunci când avem anumite cântări, cântăm și din diaspora, adică cântăm din afara Bucureștiului, pentru că dragostea nu se face în sinea fiecăruia, și dragostea se transmite în mai mulți, în comuniune. Pentru că toți spun, l-am pe Dumnezeu în biserică, în biserica mea din suflet. Nu ești egoist, omule. Crezi că Dumnezeu vine pentru tine? Dumnezeu vine pentru toți. Automat când ești pentru tine, dar ești un moment când trebuie să vii la biserică. Chiar dacă stai lângă ziduri. Cum am stat eu, probabil. Dumnezeu vine pentru toți. Deci vă mulțumesc foarte mult, Părinte. Voi așa în ordine, Părinte, actual vicar, fost profesor, care m-ați îndrumat cu dragoste. Mulțumesc și Părintele vicar, avem aici doi vicari. Mulțumim foarte mult pentru că ați venit aici să ne ascultați. Vreau să mulțumesc Părintele Roșescu, parocul de atunci, care la fel m-a cârmuit așa, fără să văd, fără să știu. Uneori unii oameni cârmuiesc așa sensibil și ajung unde trebuie. Mulțumesc Părintelui actual paroc, care ne cheamă mereu. Mulțumesc că la mărturta de ceva timp, în aceste ziduri minunate, s-au făcut foarte multe lucruri și foarte multe acțiuni. Mulțumim. Părinte, ca și mine, de altfel, această stare vă obligă să continuați poate mai departe cu lucrurile frumoase. Deci un lucru bun te obligă să faci un lucru și mai bun. Deci vă obligă să mai faceți serate, nu cu noi, cu poeții, deci cu Silviu, care este un bun prieten. E și teolog, să dau din casă acum și eu. Domnul primar, vă mulțumim cu toți cei dragi pe care îi aveți și sunteți un om îndinat pe frumos și pe cultură. Cântează foarte mult ca primarii de astăzi să fie îndinați către cultură. Știți bine la ce mă refer. Cultura înseamnă altceva. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim vouă, dragilor care mă cunoașteți, care nu mă cunoașteți, să fiți alături de noi în rugăciune. Și dacă noi cântăm patriotic, să nu vă zbindiți. Nu este închiși apostolul, noi cântăm bizantin. Dar îi sunt vremurile de așa manieră încât asta simțim și asta cântăm. Altceva nu știu. Și vă mulțumim! Mulțumim și dumneavoastră, mulțumim încă o dată domnului viceprimar al sectorului 2, Cristian Popescu, pentru ajutorul și sprijinul dat. Mulțumim invitaților, tuturor celor care sunteți aici de față și mai mult decât atât, ca să știi, Mihai, ne așa ne vede de acolo, din ceruri, chiar dacă este dincolo de ziduri.
luna viitoare, cu ajutorul Dumnezeu, vom organiza o altă seară duhovnicească în care vom vorbi despre sfinți și să sperăm că tot așa număr mare ne vom aduna în jurul acestor ziduri, acestei biserici. Mulțumim încă o dată tuturor și pe aici. Mai gândeam o piesă și încercem de cum am făcut. Vreau să cântați cu mine refrenul, cât de cunoscut nou, de pe YouTube, de pe sele de concerte, cum știu foarte des. Din pădrii pe plai, la vale, veneam în Sus, 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 Române sus, acolo și
Părinte Mirica, cu atâta acolo de vreo, ne-a chemat pe aici. Cu părintele am fost copii de stradă și ne mai întâlneam pe aici, ne mai certam. Și acum îl văd aici lângă mine, lângă ziduri, și părintele este lângă ziduri. Vedeți? Aceste ziduri au un impact puternic, sunt foarte puternice. Aici este foarte multă rugăciune. Cu oamenii care au venit aici, chiar vă recomand, care sunteți din cartier și aproape de această biserică, veniți vă să vă reculegeți, dacă nu veniți la slujba. Așa, atunci puțin să vă reculegeți lângă aceste ziduri, să vedeți ce forță vă dau aceste ziduri. Pentru că aici a fost rugăciune, foarte multă rugăciune și foarte mulți oameni sfinți s-au trecut pe aceste ziduri. Și vă recomand cu căldură, pentru că ele, dacă ar putea vorbi, ar spune multe. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim grupului frumos, mulțumim domnului Silviu Vinici, mulțumim dumneavoastră, vă dorim o seară binecuvântată și vă așteptăm cu mult drag în următoarea seară duhovnicească. Mulți ani să trăiască.